Bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. E dimineața la noi și vrem să vă spunem un călduros Hristos a înviat. E prima săptămână pe care o începem după Paște și suntem înviați de mirosul florilor de cireș. Ne putem lăuda și noi în sfârșit că a venit un fel de primăvară și la noi, pentru că a venit primăvara asta, poate îmi pare rău că sunt un pic, eu sunt venit, puțin cobză, a venit și corăceală la pachet. Asta e și unul dintre motive pentru care n-am postat în weekend, pentru că nu prea sunt într-o formă excelentă, dar închid paranteza, a venit primăvara asta dintr-o dată cu 28-26 de grade am avut câteva zile la rând, asta sărind așa de la 4-5 grade, deci nu a fost o trecere ușoară, a fost așa peste noapte și tot peste noapte a și înflorit totul, de la pingerea asta de căldură masivă, au înflorit copacii, cred că de pe o zi pe alta, nici n-am observat când au început să facă. Frunzele, a început să, să se înverzească câmpurile. Da, e un verde așa crud, tare frumos de primăvară, deja băieții de la landscape, landscape înseamnă peisagistică, cred că ar veni tradus, nu? Cei care se ocupă cu sunt peste întreținerea tot. Sunt peste tot, au aruncat mașinăriile de eliminat de sare, de tot ce e iarna, pentru să dea deoparte zăpada și au scos tot ce trebuie pentru a face gazonul nostru din nou frumos și verde și au pus plante, flori peste tot. Așa că băieții de la landscape sunt pe forță în ultimele săptămâni. Astăzi mergem, unde mergem? Astăzi mergem la o plimbare lejeră, la recreere. Oana are nevoie de ieșire în natură și mergem la Starve Rock. V-am mai dus cu noi odată, dar că atunci era totul uscat. Era toamnă, uscat. Cred. Era uscat, era arșiță, nu curgea nici apa, sunt ceva cascade acolo. Nu era toamnă, era vară. Vara... spre toamnă. Așa undeva. Cred că în august, septembrie am fost. Suntem curioși să vedem cum a venit și acolo primăvara. E o zi... chiar am zis că cumva e ciudat, că pe timpul săptămânii a fost așa de însorit și cald și acum pe weekend mâine arată furtuni și astăzi e întunecat, sperăm să nu ne prindă ploaia pe acolo. Și dar... o să mai trecem o dată de la 28 de grade la 0 grade, așa ne arăta... tot așa, în decurs de două zile. Da. Mâine, poi mâine, luni sau marți, parcă arăta vine un pic de furtună. Da. Furtună cu zăpadă chiar, nu știu cum o să arate. Da? Nu prea cred, dar zic că e multe, da. Să sperăm că nu o să mai fie din nou zăpadă. A ieșit soarele între timp, pe cum ne-am îndepărtat de suburbia noastră, cum s-a făcut mai senin și a ieșit și soarele și ne-am oprit acum să vedem dacă luăm o cafeluță sau ce facem, pentru că drumul a fost de o oră și ceva, mai avem vreo 10 minute. Suntem chiar înainte de a ajunge în sfârșit în parc. Uite ce am ochit eu acolo. Ce ochit? O Honda pusă pe spate la Toyota aia. Da, și în spatele nostru cineva transportează un căluț. Și erau acum parcați și i-au deschis acolo gemulețul și vorbeau, îi povesteau căluțului. Bine, nu e un căluț mic, un cal, da, însă fără tare drăguț. Hai să coborâm și imediat ajungem la parc. Uite acolo e căluțul mai înainte. Uite, scoate capul. Cred că sunt doi. Era și pe partea cealaltă. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Ce puteți observa în această imagine este că am verzit și la noi pădurea. E încă foarte fraged, avem frunzulițe mici, dar oricum se poate vedea destul de bine. Acum am intrat aici în parc, are mai multe, deși gâștele sunt prezente, undeva pe la
sfârșitul aprilie se întorc și păsările colibri. Trebuie să îmi pregătesc acolo mâncarea pentru ele, nectarul, să-l schimb și le așteptăm cu drag să vină înapoi în Illinois. Ia auziți cum se aud păsările. O grămadă de pescari, dar e foarte confuză, ce puțin pentru mine, cum ridică ei peștele de la înălțimea asta. Cum îl iei de acolo de jos? Nu știu nicio. Numai dacă iau peștișori mai mici. A, și atunci aia îi ridică pur și simplu, nu? Da. Și poate au, cum se numește? Mincioc. Mincioc din ăla, cum am văzut ieri la Cabelas, lung de tot. Și mai avem pescar și cu barca, o bărcuță acolo. Îți vreo 3 tai pescari în ea? Deja avem un expert în familie la pescuit de aproape. Mai mergi de câteva ori cu Alex și ce mai? Îți dă licență de expert. Da, încă nu am trecut prin toți peștii, toate categoriile de monturi, de linii făcute. Mai am încă de învățat. Încerca să ne gândim acum, să vedem la ce... La ce trag oare pescarii ăștia? Sunt foarte, foarte mulți pescari. Data viitoare mergem la Sturion. Cei care sunteți pasionați de pescuit, o să aveți parte de un clip cu Sturion. Pești din aia istorici. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. O chestie interesantă la americani e că dacă vrei să donezi bănuți la un parc național și cred că la fel și la muzeuri, o să ți se pună numele. De exemplu, zona asta, sincer, nu cred că a fost data trecută. Avem o băncuță cu numele Ken Hoelzer și scrie aici că este în memoria lui Ken, care a avut 33 de ani, nu a murit, și o descriere a persoanei. Deci dacă donezi bănuți să se facă un spațiu din ăsta, o să-ți treacă numele. Și mai avem așa, chiar și mai înainte de acolo, se vede în stâlpul, era o descriere a copacului și tot și ăla a fost donat de cineva pentru a se face cel semn și acolo scris în memoria lui X sau Y, în funcție de cine donează. Văd că fiecare semn e făcut din banii cuiva. Dat și de o hartă și uite, acum mai nouă au adăugat, se vede că e adăugată foaia sub cu codul QR. Dacă scanezi, o să ai harta și nu te pierzi în sălbăticie. Asta e o zonă plină de repere turistice. Chiar dacă ele nu sunt exagerat de mari și de superbe, să zic. Clar, nu e un parc național ca și Yellowstone sau alte parcuri populare, dar cineva a investit, statul Illinois s-a investit în el ca să facă un punct de atracție pentru oameni, pentru uite, oameni care vin și de la 100 de kilometri să-l vadă. Cum da, este noi. Un state park, scuze, nu este national park. Cum am venit noi de la 100 de kilometri, cel puțin, și au făcut punctele de reper, distanțele, ce punctele de interes, da, ce te interesează. Fiecare, probabil că-s luate din punctul de unde suntem, nu? Da. Aici suntem unde noi suntem. Și atunci îți spune distanța dacă vrei să alegi. Interesant că aproape fiecare apă pe care o au, au boat ramp, adică au puncte în care poți să intri cu barca. Încolo îți lansezi barca. Da, vii cu mașina, intri cu spatele, ți-a lăsat barca în apă și poți să pescuiești. Și uite aici e, cum se numește, dam? Barajul. Și atunci, partea asta la altă, este și aici boat ramp, nu? Probabil nu, mai sus undeva. Poate, da.
Oricum, interesant. Și aici și câteva pentru reguli. Pentru că am văzut un vaporaș pe deasupra, mai înainte. N-ai voie să înnoți, să mergi cu bicicleta pe potecile de drumeție. Să zgârii rocile sau să le... Să lași spargi câinii cu, fără lesă. Deci e voie cu animale, dar să fie în lesă. Să mergi în afara traseelor făcute. Da, n-ai voie să mergi în drumeție noaptea. Pornim spre Starved Rock. Acolo sus e ceva? Spre zona centrală. Da, e ceva acolo. Restaurant? Poate. Sunt breluțe alea? Da. Nu prea curge nimic. Deocamdată e secetă. Chiar dacă suntem în primăvară. O plouat, a fost așa vreo săptămână de ploaie, dar cu vreo 3 săptămâni. Da, hai să vedem acolo, râuașul ăla, părâiașul acolo ce era. Uite așa, e jai dreptate, ia. Foarte puțin apă. Râuiașul de unde trebuia să curgă cascadele, cascada. Da, deja se vede bine de tot conversit. Think about you every time I remember that it's old. Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Am poposit, ce credeți? Pe treptele astea, că îi zicem lui Ionuț că noi suntem și ca goani după ce trece iarna, care nu prea ieși deloc în natură, la fiecare, nu știu, poate 15-20 de trepte e și o băncuță pentru bătrânii de noi, mai trebuie să facem o pauză. Care bătrâni? Eu sunt, eu tot spun că am 25 de ani și sunt gata de pensionare. Înseamnă că nu ai văzut prea mult în viață. Da. Mai trebuie să vezi, draga mea. Facem o pauză acum și admirăm natura și păsărelele, văd o gură de apă și copiii. E plin de copii, foarte mulți copii, foarte mulți tineri. Și se mai plâng un pic? Și se plâng, zice un copil că nu înțeleg, scările astea nu se mai termină. Noi mergem spre... Zice el că sunt mai multe scări ca la Grand Canyon, așa au zis. Păi la, da, Grand Canyon te duce cu mașina până sus, așa vor, că ne-am urcat într-un bus. Da, acolo ce scări ai avut? Nu fost scări. Poate pe altă parte a lui. Treaba e că noi mergem spre Eagle Point. Eagle Point se numește? Da, adică punctul vulturului. Vulturului. Și atunci probabil că e undeva mai sus, de aia eu pus numele Eagle Point. Trebuie să fie undeva sus, sus. Poate să ai și vedere peste apă, peste parc. Mers pe drept acum, nu mai e treaba cu pauză. Data trecută eram chiar pe celălalt deal, vă facem imediat un zoom in. Și de acolo îi vedeam pe cei de aici, unde suntem acum, și ziceam, aoleu, ăla e mai înalt deal, așa că de data asta ne-am urcat pe dealul mai înalt. Dar și acolo știu, vedeți punctul celălalt. Eu am impresia că suntem sub nivelul lor. Nu știu, dar mi se pare că asta a fost ceva mai greu de urcat până aici. A fost mai lung. E mai lung traseul. Celălalt a fost mai scurt. Am urcat atunci câteva trepte destul de abrupte și ajunge acolo sus. Da, și tot de aici eu nu ți-am început să zică, dar filmam cu telefonul și noi să punem camera asta, vă povestea despre baraj. Da, aici suntem mult mai aproape de baraj, chiar îl vedem de deasupra puțin. O să vă arătăm și vouă, vedem bărci acolo, ceva pontoane și vedem că se lucrează. Ori se extinde, ori se creează ceva trasee pe lângă el, habar n-am ce fac. Oricum pe partea cealaltă e cam liniște, nu e foarte activ ca pe partea asta unde e parcul. You and me will be alright.
am mai înaintat și am ajuns într-un punct mai deasupra barajului și acolo vedem și ceva mișcare pe partea aia, dar nu foarte multă. E sâmbătă și pentru ei. Da. Ne bucurăm de natură. Chiar ne-ați sugerat să mai mergem prin parcuri naționale, să vă arătăm și vouă cum ar, ce mai e aranjat, cum arată un parc național în America. Uite, acum e unul dintre clipurile alea în care aveți șansa să vedeți. Te bucur de... Chiar acum mă bucur de gălăgia asta, sincer, pentru că e doar asta. Gălăgie naturală, cumva. Chiar dacă nu e cea mai naturală, că e făcută din baraj, un baraj de beton, dar e apa. Auzi păsărelele, auzi natura și atât. E tare frumos. Ce fain e zona asta. Deja ne îndepărtăm puțin de baraj și e liniște. Și acolo avem o insuliță în față. Uai, ce frumos e. Wow. Sincer, pentru Illinois, Illinois nu e un stat foarte spectaculos când vine vorba de natură. Și să vezi așa de frumos organizat aici și parcul ăsta superb în mijlocul naturii, e ceva impresionant. Data asta, spre deschidere de celălalt vlog, centrul de vizitare, Visitor Center, e deschis. Și uite, au și o mică expoziție, ia priviți acolo un coyot. Avem și bufnițe aici. O vulpiță, bineînțeles, favoritul meu, un raton, un racun. Avem și un acvariu, tot felul de informații. Foarte, foarte fain. Uite ce fain e făcut. Aici am văzut noi, am depistat că scrie food, drinks and ice cream. Ce contează că sunt răcită, o înghețată. Uite ce fain e făcut. Ce bine miroase. Da, miroase a caramel. Fagiu cred că miroase. Vai ce bine miroase. Am luat o înghețată, foarte scumpă, aproape 8 dolari. Dar știți cum e? Cumpărând susi parcul și că nu costă nimic să vii aici. Și așa mai cumpere o înghețată, mai un magnet, mai o carte, mai ceva. Și citeam aici la zona de apă că dacă lași carnetul de conducere la zona de visitor center, îți dau ei lesă și un bol pentru apă, pentru câini. Și te informează că câinii pe timp de vară au nevoie de 3 ori mai multă apă decât oamenii. Deci imaginează-ți hiking, imaginează-ți că mergi în drumeție cu o blană pe tine la 80 de grade Fahrenheit într-o zi însorită. Acum am început să mănânce și Mr. Tamaș și stăm puțin pe iarbă. Am filmat un scurt mesaj pentru voi.
Hai să-l punem repede, dacă tot am lipsit pe weekend, măcar să vă transmitem și din partea noastră sărbători fericite și acum lucrăm să-l băgăm repede pe online, deși credem că la ora asta cam mulți dintre voi dormiți. Nu, ha? Doarme nimeni. A, nu, e ora 12, ok, da, putem să punem. Eu rob, da. Mai stăm puțin la umbră, adică mai înainte era soare, dar acum avem un orișor și credem că vrem să vedem unde putem să aruncăm cu bățul. Ionuț și-a dus unlița la el și să vedem dacă găsim o zonă mai la nivelul apei. Că de aici nu prea face sens să dăm de la așa înălțime, ați văzut voi la începutul clipului. Și credem că am conduce până la cealaltă parcare unde e lansarea de bărci. Acolo ar trebui să fie mai... joase. Apa să fie la același nivel cu pontonul sau cu faleza. Aici sunt vreo 3 metri între faleză și apă și mă tem că o să prind ceva pește mare și n-am cum să scot de afară. Vă dați seama. Trebuie să le iau unițele lor. Cu putere. Mare pescar, mare valoare. Undița asta mi-a scos pește. Și-a făcut banii de multe ori. A umplut frigiderul de pește și o sărăcie de undiță luată de la Bass Pro Shop. Da, au fost Borealis, ceva mai ieftin iară. $60 am dat pe ea. Deci poți să scoți pește bun și cu undițe mai scumpe, cu echipament mai ieftin, dar nu e asta justificare. Noi am luat-o de fun, așa de plăcere. Când am luat-o, nu așteptam că o să ajungem pe culc să vânăm somon cu ce facem noi pe aici. Dar uite că... Da, trebuie și ea un update, beata. Mă gândeam ce am de făcut acum. Avem un mic update după vreo 15 minute. Ia vezi tu. Noi am fost într-o plimbare la Cabela asta cu vreo 2 seri. Și eu nu știu, lua niște peștiuți. Ăștia zinea ce sunt puțiți? Da. E un pic cam mic. Peștișorul sau... Peștișorul. Cârlic.
Am început căutarea pentru prânz și cam așa procedăm de fiecare dată, ne uităm pe Google și căutăm, de exemplu, acum am să o dăm pe Mexican Food, că acum 2 zile am mâncat un burger la Portillo's și nu prea mai e loc de burger, dar problema e că aici lângă noi nu prea sunt decât bar and grill, care majoritatea au burgeri, așa că ne-am îndreptat spre zona asta, care e la Sel, și am găsit aici câteva restaurante mexicane, nu zile extraordinare, dar uite, ăsta mi-a tras atenția. Și tot timpul ne uităm la review-uri, să aibă măcar 4 steluțe și citim câteva, vedem poze și mergem. Dar cam așa procedăm, așa că mergem la Mickey's Massive Burritos. Burrito-uri gigantice al lui Mickey. Și îți dă și aici un estimate, dacă vă interesează prețul, între 10-20 de dolari pe persoană. E deschis și e un lasel. Hai. Ne mai luăm vitamina D, pentru că în Chicago toți oamenii, că iarnă, că e vară, nici vara măcar nu poate să suplimenteze lipsa de vitamina D. Așa că majoritatea chicagoanilor sunt cu lipsuri mari, deficit mare de vitamina D. Și astăzi am luat și noi primul duș de soare din anul 2023, putem să zicem așa, așa-i? Da. Cum a fost soare, dar n-am ieșit să stăm așa în natură. Acum. Eu, mergând cu camionul, mă mai încarc un pic de vitamina D, pentru că stau în tricou, ies afară din camion, mă plimb. Am contact cu soarele mai mult decât are Oana, care stă la calculator și iese din mașină ca să meargă în interiorul școlii și înapoi după aia în apartament. Am ajuns și noi acasă, după o zi destul de plină, în care, sincer, nu știu dacă a fost cea mai bună alegere ieșirea asta, pentru că acum îmi vine să trag un pui de somn. Nu să mă apuc de teme, ceea ce urmează să se întâmple, dar a fost frumos oricum. Cu ora schimbată încă mai e timp de lucru, deci pot să consider că e amiază. Eh, nici chiar. Îți fac o cafea de, nu cafea, o licoare de la Lucid. Da, 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 cu ciuperci. Caști ochii și dai bătaie până la ora 10. A fost o zi plină și foarte obositoare, așa, pentru că, în primul rând, condusul ăsta până acolo, că e o oră și ceva dus, o oră și ceva întors, dar e prima dată când luăm așa aer curat, intens, și să facem o drumeție serioasă. N-am mai făcut anul ăsta, cel puțin. E prima drumeție serioasă pe 2023, dacă vine să credeți, în luna, în afară de în Colorado. Aprilie. În afară de Colorado. Ah, da, că și acolo am făcut mișcare, da. În Chicago, acum, e prima. Nu că suntem noi chiar așa de leneși, dar nu ne-a permis vremea. Da, am avut ploi în continuu, când zăpadă, când ploaie. Zăpadă nu foarte multă, dar așa, atmosfera păsătoare, cu multă chiciură din asta, cu burnițare, cu de toate. Da, și câteva vântul, săptămâni fără vântul soare. Vântul nu-ți permite să... Și aia e cel mai nasol, să aștepți primăvara și să vezi doar ploaie și apăsare, atmosfera. Urmăritorii noștri din Anglia, voi știți ce înseamnă apăsarea norilor, mai bine ca oricine acolo pe insulă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, sperăm că v-a plăcut ieșirea noastră în natură, ați văzut acolo și o baie de oameni și o baie de animăluțe, nu știu dacă am surprins prea mult, dar să știți că a fost plin de căței. Vă mai așteptăm la vlogurile noastre, nu uitați să dați un like și un comentariu, poate ne dați idei de ieșit
acum că a venit vremea bună, ce faceți voi primăvara? Pe unde ieșiți? Pe unde vă petreceți timpul ca să mai luăm vitamina D? Vă lăsăm de aici, de pe meleagurile noastre, ale Americii, însă ale noastre, ale lor, sau și ale tale mai nou, nu? Așa, și vă așteptăm pe canalul nostru data viitoare cu alte clipuri. O să încercăm să punem și sâmbătă, dar să vedem că Oana e foarte ocupată în ultima perioadă și probabil că o să ne ajutăm unul pe celălalt, poate o să mă stârnesc eu ca să mai fac ceva, trag vloguri și sunt vedem. Sunt ocupată pentru că încep finals la școală, adică examenele finale pe semestru, cum ar veni sesiunea. Și atunci la fiecare clasă am fie proiect, fie eseu, fie examen. Dar cel mai mult îmi dă de cap studioul, care e proiectul cel mai mare de arhitectură și se apropie data, în engleză ar veni due date. Adică e ziua în care trebuie să-l predau și se apropie foarte, foarte repede, așa că e un pic nebunie. Asta și urmează acum, încheiem acest vlog și eu fug în studio și lucrez la calculator probabil pentru 2-3 ore, măcar ar trebui în seara asta. Dar da, urați în succes! V-am pupat și ne auzim cât de curând. Bye, 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 bye. Pa, pa.